Vei rămâne și în tot sezonul acolo? Cu siguranță, de-aia am venit pentru acest proiect. Toți care suntem aici am venit să continuăm, nu? Asta e doar începutul. Acum sperăm să trecem cu bine peste acel meci de sâmbătă și să vedem ce se întâmplă. Dar cu siguranță, în proporții mari, vreau să rămân. De Simona, am înțeles, rămâne. Florin Costa rămâne? Haideți să vă spun un aspect sau un lucru. În iarnă, în momentul în care au venit, când a venit și Simon, când au venit și ceilalți, s-a discutat. Vă spun că fiecare jucător mai are contract cel puțin până în 2024. Deci fiecare jucător. Deci nu există. De ce spun? Dom'le, avem în fața unui obiectiv, da? Nu vrem ca anumit jucător să-și termine obiectivul în vară sau să creadă că în vară, Doamne, știți, noi ne-am făcut treaba și vor fi dați afară. Acum vor fi discuții, vor fi analize, vor fi probabil alte negocieri, nu mă bag pe parte ce înseamnă financiară sau alte aspecte cu fiecare jucător, dar ne dorim foarte mult ca nucleul de bază să rămână, fiindcă sunt niște jucători care pot face cu brio la nivelul ligii a treia, niște caractere deosebite de care au dat dovadă pe tot parcursul acestei ediții de campionat și nu numai, că știți, și anul trecut în mare parte lotul a fost același. Da, nu se pune problema la momentul ăsta că un jucător va pleca sau unul va rămâne sau se va discuta cu fiecare în parte și repede ne dorim ca lotul să fie format din cât mai mulți jucători pe care i-am avut la echipă în această ediție de campionat.